Bună ziua, prieten! Bună, bună! Ce faceți, prieten? Sunteți bine? Unde sunteți? La piscină, la mare? Noi tot acasă suntem. Tot în curte, la Strihaia, deocamdată nu ne mișcăm să mergem niciunde. Nu vrem să ne deplasăm de acasă. Vrem să stăm numai acasă. E așa de frumos, cald, aer curat. Ei, nu știu cu ce să vă mai mă îmbrac, așa să vă... Deocamdată. Prieteni, eu m-am gândit să fac ceva, o mâncărică. O mâncărică așa, nu știu, mâncare de cartof, tocăniță. Facem o mâncărică de cartof cu pulpe. Avem totul pregătit, deja avem cratița pe aragaz, o tigaie. Le-am pus pe mai multe deocamdată. Vedem în care facem, nu sunt hotărâtă în care. Sau în tigaie, sau în cratiță. Vedem în care facem până la urmă. Așa că... Începem să curățăm legumele ăștia. După aia începem să facem la mâncare, să tăiem carnea și ce mai trebuie. Pună ceapa, punem roșiile în apă, ardei gras. Curățăm mai întâi ceapa. Nu știu așa ce mai vrem să mâncăm, pentru că na, e și cald și... Dar tot mâncăm, nu ne dăm bătuți. Tot mâncăm până la urmă. Așa e și cu îmbrăcate, cu toate alea, fac cu mine, nu mai știu ce să mâncă. Eu una o nu. Ca să mă simt bine, să pot să fac și treabă, să o stau confortabilă, am ales mai mult așa, mai urs, răd. E frumos și la piscină, la plaje, la mare. Deocamdată facem plaje de acasă. Până când o să ajungem noi să mergem. Dar sper că o să fie bine să mergem și noi undeva. Cu copiii. Ați văzut cum făcea... Leonardo făcea baie la rubinet. În Ligian. Avem și puțin dobleciel de asta. Poate puțin mai avem. E bun și asta, facem cu buleții. N-am mai făcut piața. Avem și roșii de ăștia bune. Vreau să pun roșii la mâncare. Au puțin aici așa la coadă. Ei, vezi, viața asta care e la coliță, o scoatem așa cu cuțitul. Gata, nu mai are acum. Pentru că așa sunt roșiile, mai sunt și crude acum, nu mai e tot un. Lăsăm două deocamdată, nu mai facem viața, nu are rost. Mai pun și burion. Și o să pun un ardei de ăsta, nu este iute pentru că am mai mâncat din el. Și nu e iute, dar scoatem semința asta, totuși, ca să evităm să nu fie iute. Dacă e iute așa, nu mai mănâncă copii. Acum le spălăm. Prieteni, am pus puțin ulei așa, să facem prăjeală și am tăiat aici cărămița de pui, am spălat-o, nu prea să vede bine, că să răstoarnă din ușor. Și am zis o altă apă curată. Aici am și eu ceapa, tot ceapa, fac tocăniță, cartofi, lăsăm, nu mai băgăm cartofi, pentru că facem altceva, să frigem la copii cu cer, și mai bine le fac tocăniță, pentru că n-am mai făcut de mult. Tocănița așa cu cotoaie, așa cu ceapă, cu roșii, cu adinea. Nu vreau să-i mai bat și cartofi. După cum se vede, m-am schimbat. Pentru că nu-mi plăcea nici mie cum îmi stătea în ala verde. E prea de tot. Așa că am luat ăsta, e altă. Eram prea verde așa, prea nu știu cum. Era, vă recunosc că era prea... Știu că ele sunt așa mai mult de dormit în ele, dar eu le-au zis-o pe acasă. Nu mai facem o măliguță la tocană, pentru că am mai făcut o măliguță și nu se mănâncă. Se mănâncă în ciupii și după aia am dat-o la găină. Mâncăm cu pâine.
cerii. Două cepe le-am pus acolo și punem și carnea, să părim acolo de una. Cu ceapa și cu toate astea. Părim și carnea aici. În ceapă. Să călece și carnea cu împreună cu ceapa aici. După aia băgăm noi bulion, roșii și ce trebuie. Așa, da, punem și sare la început, așa trebuie, pentru că trebuie să ia carnea, sare, să aibă gust. La început. Ideal, nu vrea să o fac nici sărată. Ne punem puțin capacul. Și să pregătim și bulion. Ăsta e bulion de casă. Aici avem ouă fierte, le-am pus să mai răcească așa. Suntem mai reci. Aici avem condimentele care punem în țigănești, de ale noastre, știți voi ce e. Care fiecare dată ce punem noi la mâncare, deja v-ați obișnuit cu noi și știți ce punem. Tocăm și roșiile aici în pasta asta de bulion. Au gust roșiile. Nu sunt de alea care n-au gust. Sunt roșii de țară, așa au gust. Miroasa roșii. Miroasă frumos, așa cum miroasă vejul ăla verde. De fapt, cum am și eu roșii în grădină, ați văzut? Ați văzut ce roșii fac de acolo? Cred că nu o să mai trebuiască să cumpăr, să fac bulion, nimic. Pentru că am. Le-am pus aici să las de mână, spălate, făcute, dar le nu. Pentru că nu trebuie. Acum. Le ținem pe toate înșirate. Să vă arăt și vă cum arată. Așa arată aici, așa ce am eu, bulion, condimente de ale mele. Nu pun toată vegeta, am pus așa, cam acolo. Uitați vedem cum arată tocumița asta. Se prăjește carnea împreună cu ceapa. Vedeți? Nu am pus multe pulpe de ăștia, multe așa, mai sunt pulpe. Pentru că dacă facem mult, rămâne și nu mâncăm, e mâncat în acest moment, după aia nu mai mănâncă, vor și altceva. Să schimbe meniul. Deja m-am apucat să toc și alt din ăsta gras. Să l-am pregătit. Avem și verdeață, dar nu o toc acum. Mai durează, mai e cu la verdeață. Pasta și cu bulion, legată și cu roșiile. Și luăm un pic de apă ca să și clătim crastonelul ăsta de bulion și îi punem aici. E destul acum. Doar ce-am clătit crastonelul ăsta. Suficientă apa care am pus, eu doar am plătit castonașul ca să și iau ce-a mai rămas pe el, bulionul acela. Nu ne punem apă multă să o facem tocană. Nu facem ciorbă iar.
Mă rog, din tocană să iasă cioriță. Zeamă, iar. Și pe lăsa verde. Îmi place mie să punem și pe dar nu este iute. Este așa. Seamănă că iute, dar nu e. Pentru că mi-am pus un ciorba de bază care am făcut-o și n-am fost iute deloc. Și chiar vreau să fie iute, dar nu era. Așa s-a nimerit. Așa e când mai cumpărăm ardei de asta verde cu iute, zicem că iute și întreb și zice, da, iute. Nu este iute. Pune și un pic de doble cel care am mai avut eu acolo, foarte puțin. Trebuia să avem și mai mult, dar n-am mai mers să cumpăr. N-am mai mers niciunde. Îl punem așa și pe asta. Facem și cu ce avem mâncare, facem, mâncăm și ce avem, ne mulțumim. Asta e. Hai bine, dacă toți sunt aici, stoc și verdeața. Ca să nu mai am nimic de tocat, deocamdată. Avem mărăță, frunjelă, ce de tot. Fără capacul ea. Pun și condimentele și aprietele, asta e. Așa sunt învățată cu de toate făcut la mâncare. Hai, am pus. Am pus toată vegeta. Dar nu e asta sărată, pentru că este o vegeta de asta de legume și nu dă... Nu e sărată. O știu. Am mai făcut mâncare și nu mai ești mâncarea sărată, e și numai bună. Ăsta le luăm aici, nu ne mai trebuie, le punem la locul lor și revenim. Gata, o să punem și ardeiul, pentru că trebuie și ăla, să fiară. Împreună cu carne, cu tot. Ardei gras, ardei verde, ăsta mai puțin picant. Așa la tătocănița, prieteni. Să vă arăt și vouă. Să vedeți cam ce fierbe aici în oală. E foarte gustoasă, am gustat din ea, e bună, bună. Am făcut improvizații, n-am mai arătat la prieteni, aveam eu alea cu tuliilele de curcan, le aveam în castronel, vreau să mi le prăjesc așa într-o tigăiță. Și ce mi-a venit mie? Hai să le pun aici în tocană, uite ce s-a făcut de frumoase. Vezi? Ce mi-a venit? Eu nu aveam de pus să le bag în tocană, dar uite unde stai. Da. Hai, băbița frumoasă. Da. Vă, bobiță, vă! Mai încep, bobiță, să mâncăm și noi un pica. Ce mi-e drept? Ce mi-e drept? Hai, un pica, stai un pica, un pica. Un pica, nu mai arăt, avem că vine mie. Stai așa că mergem. A, gata, uite, pot să mănânc, că nu mai leșinai, gata. Nu mai mergem la mare dacă faci așa. Îi fac eu numai mare în curte, aici îi fac. Cum, mă, te numesc cum ai? Îi cumpăr un butoi de la tine. Palin ți-a făcut, ți-a pregătit și cameră. Scrie pe Anca de aia. Pe ușă. Îmi fac cu roșa, îmi pun un butoi cu apă să-mi simtă în curte și mă bag. Care butoi ăla care l-a dat în spate? Un butoi de varză. Cumpăr butoi de la mare rotund. Așa.
Și punem muscară și sărim acolo pe rând. Și sărim acolo cu capul, îmi pun o canapea, mă bronzez. Mănânc mâncare de acasă, nu mai cheltui bani. Și cam mai ușor. Să vezi că eu o să-mi cumpăr butelul de ăla. O să vezi cum. Uite, noi zicem să mergem la mare. Pe două, să facem ziua Leonardo la mare. Aici mergem. Da? Și mergem la mare. Ce să facem? Eu am făcut-o când asta, mai scot din ulei așa un pic, s-a mai... Am mai ieșit ulei în grăsime de aia. Asta e, lasă mâncăm grăsime. Să țină la stomac. Plânge un nasuc. De ce plângi? I-am dat eu lățuță, i-am dat ligheanul la rubinești și tot degeaba. A spălat lățuțele, a spălat picioare. Tot degeaba. Și tot degeaba. Am adus lățuțele mele de la baie. Mă, ce ai făcut? Așa a pus-o la cap. Uite rățuțele mele! Uite ce a făcut rățuțele mele! Bravo! Nu mănânci! Hai! Hai da ușurile la masă! Să nu fie curând! Nu e curând! Prea fierbinte, eu lăsăm un pic mai ușor! Da, nu, da, du-te la tine așa și am cu calatorul! Cu calatorul? Sau calculatorul. Hai bine, prieteni, vă mulțumim și vă dorim o zi plăcută și frumoasă. I-am făcut eu limonadă, i-am dat morcov ras. Și nici n-am mâncat-o de la tine, că nu-mi dai bani. N-am mâncat morcov și limonada cu lămâie verde, că nu-i dau bani. Bine, păi de unde? N-am, n-ai cheltuit banii la doi pași, ai luat pulpe, ai luat... Nu jos, aici. Am luat ce trebuia nu în jos. Casă. Dacă nu vă duci la... Papa, hai că revenim... Dă să fac poză cu tocana. Ha? Ia platou. Iau tocana în brață. O iau? Eu. Și lingura, iau și lingura, iau tot. Ah, dar nu se vede lumina. Dar se vede cum? Stai cum ardi. Bravo! Gata, făcui o sută. Alegem una din ele. Hai. Hai gata, salut, poftă. Hai, pa, pa. Nu mai filmăm că mâncăm acum, mâncăm și noi frumos, așa, în liniște. Poftă bună și vouă, hai. Pa.